Primăria municipiului Chișinău a informat că la 15 octombrie expiră cel de-al doilea, ultimul termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de către contribuabil pentru anul în curs. Onoarea obligației fiscale se face cu avizul de plata impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poștale bancare prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mp.gov.md cu ajutorul semnăturii digitale mobile. În temeiul legislației în vigoare pentru cei care admit restanțe la plata impozitului pe bunurile imobiliare, conform articolului 228 din Codul Fiscal, sunt prevăzute penalități, măsuri de executare silită, inclusiv sequestrarea bunurilor private. Informații suplimentare pot fi oferite prin e-mail impozite Aron, pmc.md, sau la sediul Direcției de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din strada 31 august 1989, 63A, acces din strada armenească. Conform legislației în vigoare din Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul pe teren este plătit de persoanele fizice și juridice în rate egale până cel târziu la 15 august și respectiv 15 octombrie a anul fiscal curent. Dacă impozitul nu este plătit în termenul specificat de lege, se percepe o taxă.